Și finalul este dramatic. Dramatic, nu mai au nici larve, nimic, nici o șansă de supraviețuire. Și atunci, anumite albinuțe spun, stai mă, dar eu, noi putea să uof și eu, care e problema? Eu mănânc și eu mai bine, mă hrănesc el alte și depun și eu. Că doar tot sistemul ăla același pus la punct. Diferența care este? Pentru că matca este mai mare și ouăle vor fi mai mare, dar are sacul spermatic în care o ieși la împerechere și are posibilitatea ca ouă odată fecundat să iasă viitoare albinuțe. Din ouăle albine care se apucă să depună ea ouăle, vor ieși numai trântori, că sunt nefecundate. Asta e povestea. Și atunci se umple familia numai cu trântori. Fiecare bramburială e acolo. Și ouă și celălalt ouă și nu știu ce s-a apucă. S-a besmeticit, zicem noi, în limbajul apicol. Familia s-a besmeticit. Deci, în condițiile acelea, este pe drumul pe irii. Eu care sesizez treaba asta, trebuie să intervin ca apicultor. Deci n-am sesizat la timp. N-am sesizat în momentul în care n-a venit prima matcă. N-am sesizat. Și atunci trebuie să intervin și intervenția mea înseamnă să am un nucleu undeva, o matcă fecundată, împerecheată, și să fiu cu ea și să ia luați-o voi pe asta. Și dacă am venit la timp, am salvat-o. Dacă am venit când el s-o besmetici și așa, e o problemă complicată, uneori nu o primesc, că zic, nu avem treabă, că noi știm să facem treabă, uite, ouă ale noastre, fete deștepte, treaba e liniștită. Ori e fără nicio perspectivă. Și atunci, când e besmetici tot, n-am decât o singură soluție atunci. Iau, mulți apicultori fac următoarea șmecherie. Se iau stupul, se duc undeva deoparte și scutură toate ramele, albina pică și acele care ouă spun așa, eu sunt regină, eu nu am treabă cu voi, nu sunt de acord, stați cu mine aici că... și nici vorbă, alte vin și rămâne acolo. Dar culmea, dintre noile albine s-apucă altele de ouat și nu am rezolvat treaba. După experiența care o am, n-am dat de capăt. Și atunci fac în felul următor. Distrug familia aceea, luând ori am o pun la vecina cu albină, altul la celălalt, altul la celălalt, se bate el o leacă cu să gațe de păr, dar am rezolvat-o în sensul că l-am distrus pe el și încep de acum construcția cu un nucleu, cu alte albine, cu altă treabă și pe acesta îl salvez. Deci fac niște lucruri destul de interesante în virtutea experienței care am câștigat-o de-a lungul timpului. V-am vorbit de faptul că eu sunt foarte, foarte, foarte frământat să nu cumva să am familii roitoare, nu? Vorbiți mai devreme. Și atunci ce fac? Există și alt tip de mătci. Am vorbit de matcă roitoare, am vorbit de matcă de salvare, aceea care e salvată, și schimb liniștit de matcă. Asta e fantastic. Când am șansa ca să descoper familii care acceptă schimbul între ele, matca a îmbătrânit, s-a epuizat și familia spune, vezi, nu mai merge treaba, trebuie să înțelegi că tu trebuie să fii schimbată. Și zice, bine, sunt de acord, facem treaba asta, construiți-mi câteva boci, doar 5 sau 6 boci face. Dar niște boci de o frumusețe rară. Cu cât bocul ai mai mare, cu atât regina care va fi mai mare și va fi mai prolifică și mai productivă. În principal să depun cât mai multe ouă. Asta mă interesează pe mine, ca să dezvolte familia. Ei bine, o măci frumoasă așa, câte celule mari, ca familia are putere pentru 5-6 boți astea să pune lăptișoare acolo cât se poate de mult. Că doar secretul este asta, că lăptișorul de matcă pe care îl poate produce întreaga familie se împarte dacă 60 de măci pentru alea roitoare, să ajunge ziar pe la unele dintre mătci. Deci nu toate cele 60 sunt bune de valoare, sunt proaste de unele dintre ele. În afară de faptul că sunt gata de fugă, sunt de proastă calitate. Ăsta de schimb liniștit, când am descoperit așa ceva, este o imensă bucurie pentru apicultor. Pentru că din cele 5-6 frumos crescute, ar urma să iasă una, așa, se împerechează și așa mai departe. Dar ce fac eu? O iau și o pun deoparte. Și mă am crescătoria deoparte și încep să iau pe cele 6 boci care nu au fost încheiate și sunt gata de gruzinar și le plantez undeva unde am eu spații
de perechirea mătrii, ca să nu se iasă să o pierd la câmp toată povestea dinainte. Și în urmă, iar familia se ambiționează și iar mai crește 5-6 boți. Și eu îmi cresc mătrii și le, o să vedeți imediat, am un stup special pentru împerechere a măcilor, unde marca se întoarce cu precizie înapoi și atunci se împerechează acolo și cu marca împerecheată voi veni și voi servi pe ăsta care l-am avut în situație grea. Astfel, așa o stupină se poate întreține dacă ai o bază jos, o crescătorie de măci foarte puternici. Eu trebuie să cresc anual în jur de 100 și ceva de măci și de regulă umblă după care măci, din schimb, liniștit. Și acum o să ne deplasăm la crescătorul de măci, unul dintre ei care l-am în jos, să vă arăt ceva senzațional. Mergem jos, când niște și pierdeți. Acum închidem aici. M-am pornit cu povestitul, de acum să știți unde mă puteți opri. Așa, în spate acolo n-am mai deschis ușa, este tot magazin, ca și celălalt vagon, magazin sau, dacă vreți, camera unde se face extracția. Fiecare vagon este prevăzut cu cameră de așa, de extras. Acum sunt rame, cum a fost și din partea cealaltă, ramele acestui vagon. Și acum o să mergem la crescătorul de măci, ăla care de-am vorbit eu mai devreme. Așa, poți încerc vorbesc, da? Da. Deci acum ne aflăm la crescătorul de măci. Ce înseamnă asta? Este o ladă de stup. Dacă vreți, mi-am inteles bine când l-am construit pe ăsta, prin 83-84. E construit de tatăl meu. Tatăl meu fiind un meseriaș desăvârșit, așa cum mai multe meserii, de la care am învățat și noi, cei trei copii. L-am împărțit în mai multe spații cu diafragme, una, două și mai departe, 10. Înseamnă că în fiecare locaj de ăsta am posibilitatea am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 locașe. Fiecare locaș din acesta trebuie să aibă posibilitatea, nu, ca albina să poată ieși. Este independent. Iată, de la locașul ăsta este pe aici. Rampa de zbor. De la ăsta altul de aici. Am spart stupul și am pus aici un fel de rampă de zbor, un capac de la o sticlă de asta. Și acum veți spune, bine, capac. Se rezolvă treaba cu împerecheatul? Matca care vine se va întoarce exact aici? Sau se întâmplă vreun fenomen? Da, se întâmplă un fenomen destul de ciudat. Albina de aici, care are matcă deja împerecheată, se mișcă pe fața al stupului și se duce la asta altă, locașul de aici corespunde cu asta de aici, se duce aici și dacă aici este o matcă neîmperecheată, o omoară pe asta. Deși el ăsta știa că trebuie să vină regina din câmp și să pregătește, nu știu ce, dar eu omorât-o pe asta. E, atunci, eu la fiecare din ăsta înșurubez aici în capacul respectiv, capacul este spart în fund, am șurubat ăsta, gâtul ăsta de sticlă, uneori mai scurt îl am, nu neapărat să așa lung. Și albina intră și iese pe aici. Nu, albina care vine nu se mai duce nici o clipă, nu mai are șansă să mai miște pe aici. Am eliminat orice albină care s-ar mișca pe aici, pe fața stupului. În plus, acesta, unul e mai lung, altul e mai scurt, unul e mai... Și astea sunt și semne precise pe ca matca să se întoarcă la locașul ei. Astfel aici, procetajul din perechere, cu această șmecherie,
foarte importantă. Înainte aveam și aici un coeficient foarte slab din perechere, dar cu această idee